Accident mortal în județul Cluj. Două persoane au decedat după ce șoferul unui camion a intrat în coliziune cu o auto utilitară. În urma impactului, tirul s-a răsturnat pe marginea drumului, iar traficul a fost complet blocat. Accidentul s-a produs pe șoseaua dintre Cluj-Napoca și Oradea, între localitățile Huiedin și Bologa. Două persoane și-au pierdut viața în urma impactului violent dintre autotren și auto-utilitară, în timp ce un alt bărbat a fost rănit, având nevoie de îngrijiri medicale la spital. Din primele cercetări efectuate la fața locului, reiese că bărbatul în vârstă de 51 de ani, ce se afla la volanul auto-utilitarei, ar fi intrat pe sensul opus din cauza vitezei nepotrivite pentru condițiile de drum. Șoferul a intrat în coliziune cu un autotren, la volanul căruia era un cetățean turc în vârstă de 59 de ani. În urma impactului, camionul s-a răsturnat pe marginea drumului, iar traficul a fost complet blocat. Pompierii au avut nevoie de aproximativ 2 ore să înlăture rămășițele accidentului de pe carosabil. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și se continuă cercetările pentru identificarea tuturor circumstanțelor.